Bună ziua și bine ați revenit la Brof Online. Să nu uitați să dați like sau share. A, așa mai auzit ceva. A pornit de vreo 3-4 zile un concurs cel mai bun profesor din țară și azi invităm pe toți prietenii noștri care să urmăresc. Da, azi cel mai bun prieten. Profesor. Cel mai bun profesor, da. Dar eu sunt și eu profesor, să știi. Cine a câștigat? Nu, urmează vreo două luni să desfășoare și rugăm pe toți prietenii noștri, cei care sunt și care vor deveni să pe Facebook, am presa sau nu știu unde anume, este deja pornită lista și voi, părinții voștri, bunicii voștri, pot să trimite mesaje în legătură cu chestia asta. Dar vă urmăriți pe internet să vedeți ce și cum. Și cine câștigă? Vom vedea, poate Prof Online. La școală. Este unul care îl cheamă Solomon Marcos și el a fost într-un fel primul elev care a fost la Femina. Și în fiecare an dă un concurs la clasele 1-4 ca să facă diferență din anii trecuți cum lucrau copiii și cum lucrează în anul ăsta. Da. Și m-a arătat la televizor, că a fost la televizor și era o mare diferență. Pe atunci copiii scriau mult mai frumos și acum... Lasă de dorit, nu? Modul în care se scrie. Da, asta e scrisul modern. Da, am înțeles. Tu te înscrii în modernism, da? Așa, ce vreau să vă spun despre Solomon Marcos, mare matematician, este academician la vremea asta, da? Deci e academicianul Solomon Marcos, pe care l-am cunoscut și eu personal. Da. Am avut ore, în realitate. În realitate le-am văzut, nu? Da. Câte ore? Ei, are ceva ani, nu știu, cred că peste 90. Peste 90 are la ora asta. Da, haideți să pornim. Poftim, Ștefi. Efectuați transformările. 4. Da. 4? Da. Da, adică? Decametri. Decametri. Egal cu câți decimetri? Tu vorbești. 4, da, egal cu? 400. Da, să spui așa. 4 cu un 0 înseamnă metri și încă un 0 decimetri, da? Da. Decimetri. Este egal cu 400 de decimetri. Apoi. 5 mililitri egal... 5 mililitri... 5.000. 5.000. 5.000 de mililitri, da? Nu, litri. Litri. Egal cu câți kilolitri? Egal cu 5... Nu, hai. Hai să vedem. Tăiem un 0 și înseamnă... A, nu. 5 kilolitri. 5 kilolitri. Dar o să zicem așa. Tăiem un 0 și facem decalitri. Deci vine 500 decalitri. Decalitri. Care înseamnă mai departe... Mai tăiem un 0, 50 hectolitri. 5 kilolitri. Și care înseamnă 5 kilolitri, da? Vezi? Da. Așa trebuie să înțelegem. Că ne-am dus din 10 în 10... Am tăiat, pentru că urcăm, nu? Decalitri, hectolitri, kilolitri, da. Nu știu, da. Acum, 7 kilograme egal cu câte hectograme? 7 kilograme egal cu... 70 hectograme. Egal cu 70 hectograme. Egal cu 700 de... Decagrame. 700... Decagrame, dac, da. Și egal cu 7.000 grame. 7.000 grame, da? Deci 7 kilograme am transformat ușor, ușor, hectograme, decagrame și chiar neanflagrame, da? Da. Mai departe. Calculat. Câte zile sunt în 4 săptămâni și 5 zile? Deci 4 săptămâni. Și 5 zile. Da? 4 ori 7. Și 5 zile, da? Zile, da? Da. Zile. Egal cu. O să fac la tabă. Da? Te rog. Și eu? O să... După tema ta, da? 4 înmulțit cu 7. Egal cu 28. Și plus 28 plus 5. Așa. Egal cu 33. 33, da. 33. Că luăm un din 5, un 2 și am făcut 30. Da. Și rămas 3.
33 zile. Foarte bine. Vreau să spun că pe ce am mizat aici? O săptămână are 7 zile, nu? Da. Și atunci ai mulțit 4 săptămâni. Și noi să folosim de acum nu semnul ăsta. Ah, da, am uitat. Da? Sigur că da. Dezobișnuiți, dar trebuie să vă dezobișnuiți că începând de clasa a 5-a aveți o puțin... Da, că atunci când ești grăbit și trebuie să scrii, da. Ți-e mai ușor să faci mult decât. Da. Astăzi am dat 5 teste la matematică dintr-o carte. Am dat el teste la matematică. Da? Am primit 10. Și câți? Și eu. Da? Deci că 4 săptămâni și 5 zile este egal cu 33 zile. Bun. Câte săptămâni sunt în 42 zile? Poți să faci și pe asta? Da, te rog. Nu, poți să fac eu. Luați tema ei, la tema ta, vei veni și tu. N-am temă. Foarte rău. Am făcut-o eu. 42 împărțit la 7. Egal cu 6. Și dacă vrei... Dar n-am înțeles problema eu. Egal cu 6, este. Da. Câte săptămâni sunt în 42 zile? Așa. Și dacă vrem să ne verificăm că știm dacă e 42, facem 6 ori 7 și ne dă 42. Sigur că da. Pe asta e proba împărțirii, nu așa? Da. Deci câte săptămâni sunt în 42 de zile? 6. Da. În 42 zile sunt 6 săptămâni. E egal? Da? 42 de zile egal cu 6 săptămâni. Da. Bun. Câte luni sunt în 2 ani și 5 luni? În 2 ani și 5 luni. Câte luni sunt? Poți să fac la tot? Da, te rog. Ia să vedem. Și 5 luni? Da. Deci 2 ani și 5 luni. 12. Ori punct, am zis, da? Ori 2. 2 egal cu 14. Ia să vedem. Ce 14, copii? 12 ori 2? Nu-i 12 plus 2. Așa. Deci 2 ori 2, 4. 2 ori 1, 2, 24. Da, așa. Deci de 2 ori câte 12, fac 24. Și 24 plus 5 luni. Așa. Și egal cu 29. 29 luni. Așa, deci faptul, ce ai mizat tu, pe ce ai știut tu? Cum ai gândit? Că un an are 12 luni. Un an are 12 luni și ai mulțit cu 2, că sunt 2 ani și atunci ai făcut 24 de luni și iată că în final putem răspunde că 2 ani, deci 2 ani și 5 luni egal 29 luni. Egal 29 luni. Da? Altă întrebare? Câte zile sunt în 5 săptămâni și 4 zile? 5 săptămâni și 4 zile. O să fac și pe asta. Da, neapărat. Wow, și câte zile? Și... 5 și 4 zile. Și 4 zile, da. 7 ori 5. Așa, 7 ori 5. 7 ori 5. Da. Da? 7 ori 5 plus 4. 4. Ca să dăm deodată răspunsul, da? Egal. 35 plus 4 egal cu 39. Egal aici să pui. Rezultatul la calculul făcut, 39, l-am pus acolo. Mai departe. Câte luni sunt în 2 ani și 7 luni? În 2 ani și 7 luni. Că am făcut de bine. Egal cu? Poți fac la tot. Da, 2 ani și 7 luni. Egal cu 2 ori 10 ori 2 plus 7. Și egal cu? Continuă acolo. 24 plus 7. 7. Egal cu? Egal cu 3. 35. Da. 31. Vei minciună și ești. 7. Vezi ce se face? Da, mi-am dat seama. Fii atentă că... Eu am sus 35 și Stefi, da. Da. Deci un 4 l-am rupt în 3 și 1, nu? Da. 3 o să l-am completat pe 10. Am făcut 30.
Și a rămas unul ăsta. Da. Deci și e 31. Așa. Incorrect. Și... 31 luni, da? Da. Câte săptămâni sunt în 49 zile? 49 zile egal câte săptămâni? 49 împărțit la 7 da, egal cu 7 săptămâni. Corect. Mamă, 8. Cum se spune? 8 minus 1. Da, săptămâni. Baba, dar mai am o problemă. Ia să vedem și problema aceea. O bucată de scândură are lungimea de 3 metri. Deci o bucată de scândură, noi să simbolizăm printr-o linie dreaptă, da. Are 3 metri. Da? Da. De la A la B, așa, de la un capul la celălalt, 3 metri. Bun? Da. Este tăiată în două bucăți. Așa. O tăiem în două. Așa. Astfel, încă una să fie cu 28 cm mai mare decât cealaltă. Aha, e tăiată în două bucăți, dar nu în mod egal. Nu. Una e mai lungă decât cealaltă, cu 28 de centimetri. Da, dar eu cât am scris pe caiet, am făcut o bucată așa. Bun. Asta fiind prima. Bun. Și a doua am făcut așa. Da. Și la care mi-ai pus un capăt de 28 centimetri. Da. Deci 28 centimetri. Perfect. Deci 28 centimetri. Deci, practic, ți-ai imaginat cele două bucăți, nu sunt egale, una e mai mică și alta e mai mult cu 28 centimetri. Și acum trebuie să transformăm 3 metri în centimetri. Și ne întreabă ce problema? 300. Cât are fiecare bucată? Măsoară fiecare bucată. Perfect, perfect. Aproape. Și 3 metri egal cu câți centimetri? 3 metri egal cu... metri în centimetri. Mai punem două zerouri. Așa, un zero pentru decimetri și încă un zero pentru centimetri. Deci 300 de centimetri. Și acum... trebuie să facem... 28 centimetri plus... Nu, minus 300. Nu 28, minus... Din 300 scădem 28. Așa, 300 minus 28. Deci scădem bucățica asta ca să ne aducem la aceeași... Ca să facem părți egale. Să facem părți egale, sigur că da. Deci 300 centimetri minus 28 centimetri este egal cu câți centimetri? Egal cu... Hai să zicem, 8 din 10. 8 din 10. 2. Da? 8 din 10, 2. Aici 2 din 9, 7. Și 2 rămâne 2. 272 centimetri. Da? 272. Și acum pe 272... Da, 272 centimetri împărțit la 2. Și 236 și primul. Face 2 în 2 odată, 2 în 7 de 3 ori, 3 ori 2 6, rămâne un 1, 2 în 12 e 6. Deci 136 centimetri este prima, da? Da, prima. Da? Și 136 plus 28 centimetri. Și cea de-a doua este 136 centimetri plus 28 centimetri. Și face 163. Și egal cu 163 centimetri, da? Mai degrabă calculați, profu. Eu să văd dacă e... Băi, dacă ai făcut-o... Da, profu, da, dar că așa mi-a dat și mie. Nu, dar nu, e greșit. 6 plus 8, 14, 14. Păi tu mi-ai spus, mă! Da, băi, da, îmi place și mie. Dar tu ai vrut să vezi dacă sunt atent, nu? Da, exact. Bine. Deci, 4, hai să vedem. 6 și 8 fac 14. De acum am învățat, suntem atenți, nu ne mai lăsăm păcăliți. Da? 14, 1 și cu 2, 3, și cu 3, 6, 1. 164 centimetri. 4, mi-a dat 164. Deci, cea de-a doua este 164 centimetri. Dar să știi că n-a fost păcăleala numai pentru mine, a fost și pentru tine. I-a spus da, așa mi-a dat. Așa a zis, da? Deci o păcăleală pentru amândoi. Asta mi-a făcut el.
Deci se ține numai de... Deci se ține numai de trăsnăi de astea. Nici cum. Că la fiecare pas el ne întinde o capcană. Da? Deci nu știi ce lucruri ascunde el așa. Încât ne dă bătaie din cap. Acum, asta a fost tema? Da. Așa. Ok. Ia să spun așa. Probleme cu timp. Facem așa. Perimetrul unui dreptunghi. Perimetrul unui dreptunghi. Da. Este egal cu 18 metri. Lungimea este... Deci lungimea este cu un metru mai mare decât lățimea. Lungimea este mai mare cu un metru decât lățimea. Care sunt dimensiunile? Deci lungimea este cu un metru mai mare decât lățimea. Care sunt dimensiunile? Acum vă fac. Care sunt dimensiunile dreptunghiului? Adică și lungimea și lățimea. Știm tot perimetrul, da? Ce-o greșit. Am făcut o secvenție. Vreau să fie 19, proful. De ce 19? Pentru că atunci când facem două segmente, punem la lungime cu un metru mai mult. Da. Și când facem 8, ca să le egalăm ambele părți, facem 18 minus 1 da. Și ne dă 17. Și nu avem cum să facem 17 împărțit 2 ca să ne dea, ca să ne dea lungimea. Băi, e o problemă. Dar ce a spus că e figura asta? Păi dreptunghi. Un dreptunghi este figura. Păi da, și... Zi. Când este... Stați? Linia mai lungă este. Nu sunt egale. Deci nu sunt toate egale. Nu, dar scădem unul, vor fi egale. Păi, atenție, perimetrul l-am dat. Sunt patru, asta înseamnă. Sunt patru. Deci perimetrul la dreptunghi, ce înseamnă dreptunghi? Așa e figura asta, da? Da, așa. Așa. Și am spus că... Nu este egal ca pătratul, că aici este așa. Mai puțin decât aici. Am înțeles. Și sunt două segmente acolo. Asta e. Facem în total patru segmente. Deci noi avem așa o lungime, lățime și iar o lungime și o lățime. Da, segmente trebuie. Da? Deci, practic, trebuie să vedem așa. Astea două lungimi, așa, și cele două lățimi, ai sunt mai mici, cu un metru, da? Da. Ei, acum ne dăm seama cam cum trebuie să facem treaba. Am aflat. Deci, asta e cu un metru în plus și celălalt e tot cu un metru în plus. Da, corect. Și pot să fac eu problema la tablă? Nu, să vedem, să gândim și noi împreună că aici. Că tu ți-i dau altă problemă. Da. Eu îți dau o altă problemă. Perimetrul unui dreptunghi este 17 metri. Aha. Da? Da. Și știind că lungimea e mai mare decât lățimea cu 2 metri, lungimea e mai mare decât lățimea cu 2 metri, să se afle dimensiunile. Ok. Acum, m-am gândit cum trebuie să mergem. Ia să vedem. Eu zic că trebuie să facem 18 împărțit la 4. Da, dar nu sunt egale. Mai întâi... La 2. Dacă se împărți pe 18 la 2, dar de ce la 2 te-ai gândit? Pentru că... cu două părți mai mult decât cele mici. Deci... Nu a stat o problemă, iar o mată. Nu? Ba, da. Foarte bună. Dacă spun... Deci mai nu sunt probleme. Da. Deci 17 metri e perimetrul în totalitate. Da. Și cu 2 metri lungimea mai mare decât lățimea, da? Cu 2 metri lungimea față de lățime. Află dimensiune. Păi e greșit. Nu e greșit. Vreți să vă spun? Vreți să mă arăt? Da. Să vă dovedesc? Da. Mă arăt? Da. Ok.
Deci, la început facem 4 segmente. Așa. 4 segmente de parcă ar fi foarte egale, nu? Cele 4 dimensiuni. Da. Și în total sunt 17. Doar că la asta sunt lungimile. Da, la lungimi. Mai adăugăm 2. Da. 2. Da. Okay. Și apoi facem 17 minus 4, că sunt 4 în total. De ce 17 minus 4? Păi avem... O, avem 2 aici și 2 aici. Așa, deci cele două lungimi. Să vă explic și eu. Da, acolo, da, da, acum, da. 17 minus 4 e egal cu 13. Și 13 împărțit la 4, da. Să aflăm una dintre ele, da. Se poate. Dar de ce nu se poate? Că, trei... 13 metri, nu? Da. Împărțit 4. Merge numai de 3 ori și ne dă, ar veni restul 1. Ah, da. Dacă 3 ori 4, 12 și restul 1. Ce nu știți în eroare? Nu te-am dus în eroare deloc. Dovediți-mi. Păi simplu. Transformăm metri într-un submultiplu. Da. Așa. Da. Deci... 770 de decimetri, nu? Da. Așa. Și ai scăzut 4 și nu știu ce. De fapt, împărțirea la tine care este? 130 de decimetri. 130 de decimetri. 30 împărțit la 4. Nu, prof, că scădem 4 de aici. Din 170 ai scăzut 40. Că era un metru, dar trebuie să lucrez cu aceeași unitate de măsură. Ha, te-am prins din nou. Deci, el scădea din decimetri, da, okay. Scădea metri. Așa. 130. Păi la 4. Păi merge de... 3 ori. De 3 ori și ne dă 12. Așa. 10. Și merge de 2 ori și acum vine 8, rest 2. Tot nu merge împărțirea exact. Atunci ce faci? Dacă nu merge, încă un submultiplu. Deci te duci nu la decimetri, la centimetri ne ducem. Da? Ne ducem la centimetri. Ca să nu fac din nou greșeală. Ar veni 1300. 1300. Așa, 1300 împărțit aici. Bine. 1300 împărțit la... 1300, da? Împărțit la 4, nu? Da. Merge de 2 ori. De cum de 2 ori? De 3 ori merge. De 3 ori. Da? 3 ori 4, 12. Apoi merge de unde eram aici, este 10, cred. Da? Da. Bă, tu scrii acolo, nu știu eu, tu știi da, bine. Da, așa, este 10, merge de 2 ori 8, 20. Așa merge. 5 ori 4, 20. Deci, în ce unitate de măsură ai lucrat? Centimetri. În centimetri, sigur că da. Deci, cât are lățimea? Cât are lățimea de aici? Lățimea are, da? Zicem, 325. Deci lățimea, el mic, egal cu 325 centimetri, da? Iar lungimea cât va avea? Lungimea cât va avea? Lungimea va avea... El mare, egal cu 325. 345. 325 plus cât? 20. Plus? 20. 20? Plus 20. Da. Păi da. Pardon, plus 200, dar așa. Păi... Păi atenție! Nu avem voie să greșim. Plus 200. Și este egal cu... 525 centimetri. Da? 525. Da. Iată dimensiunile sunt știute. Lungimea. Mai e, deci. Te vede tata, mă. Nu te tata se uite pe geam. Se uite la film, mă. Păi, vezi, asta este. Să nu mai vorbesc de rău. Cum să nu te vorbesc de rău dacă tu așa te manifesti? Să nu mai vorbesc. Deci,
El mic egal cu 325 cm, el mare 325 plus 200. Da. Da? Deci, atenție, centimetri. Dacă facem proba... Păi, atunci trebuie să facem... Ca să vedem dacă ne dă 1700, deci de două ori ce? 525. 2 ori 525, dar te rog mulțime punctul, punctul, da? Da, bine. 500 de 2 ori 525. Ah, 500. 525. Mere de șiferol. Da. Apoi merge de 2... 2 ori 2, 45. 45. Apoi... 2 ori 50. Deci, deci cele două lungimi. Cele două lungime au împreună 1050, da? Și acum lățimile, adică 325 și încă o dată 325, deci de 2 ori 325 plus 325, da? Fac 650. 650. Da. Plus 650. 1000. 0. Pardon. 0. Hai să pun 7. Da, este excelent. Deci, atenție, am dat foarte bine problema. Da. Acum ai înțeles rostul multiplilor sub multiplilor? Da. Deci, când zice nu se poate, greșești. Deci, am zis, perimetrul unui dreptunghi, ce înseamnă? De două ori lungimea, de două ori lățimea, fac împreună, cât am spus că dau împreună? 17 metri. Da, doar că... Doar că lungimea e cu 2 metri mai mare decât lățimea, da? Ei bine, Ricci, să vedem film. Da. Să vedem film când nu stai corect la tablă. Da? Deci tu, da. Deci tu nu ai răbdare să stai așa într-o poziție. Ce faci mâine când te duci la școala generală? Nu faci nu, mâine într-un viitor... Că la tablă să-ți bănă în da. Deci ce ai făcut tu aici? Ești așa. Ne închipui cele patru segmente lățimile. Una, două, trei, patru. Da. Și că lungimile au cu 200 mai mult, adică cu cei 2 metri, cei 2 metri pe care i-ai transformat repede în centimetri. Da. Dar de ce a făcut așa? Pentru că ne dea cu rest. Așa, te-ai dus mai întâi cu deci, cu metri și n-am mers, te-ai dus cu decimetri și tot n-am mers, și abia te-ai dus la centimetri și lucrurile au mers foarte bine, da? Și toată răspunsul tău a fost dat în centimetri, da? Da. Așadar, câți metri ar avea lungimea acum? Citiți 525 de centimetri în metri. Ah. În metri și centimetri. Nu se poate. Asta în metri, da? Nu se poate. Ei, de ce? Păi, dar 500 nu înseamnă 5 metri? Corect. 500 nu înseamnă... 525 aș putea... Da. 525. 500. Aș putea să spun că e 500 plus 25. 500 sau? Centimetri, care înseamnă 5 metri. 5 metri. Și 25 centimetri. Asta vreau să spun. Deci poți să vorbești că are 5 metri și 25 de centimetri lungimea. Da. Iar lățimea este cât? Este 3 metri. 3 metri și 25 centimetri. Și 325 de metri, da. Poftim la loc și... Am rezolvat problema aia. Da. Ai rezolvat-o aici, da? Da. Vrei să vii la tablă să o și faci concret cum ai gândit-o aici. Deci, noi ne întoarcem la problema care am avut-o cu un metru, da? Asta că noi n-am terminat-o, nu așa? Da. Deci, aici un metru. Încă o dată lățimea. Avem un metru și un metru și în total câți metri am spus că are? Perimetrul? 18. 18. Și eu am făcut 18 împărțit la 2, pentru că un metru care e în plus și cu un metru care e în plus, 1 plus 1, 2. Da. Și am făcut 18 împărțit la 2, care a dat 9. Și asta da. E lungimea. Deci lungimea. Bun. Dacă o lungime este de 9, cealaltă încă de 9, cât mai este lățimea? Că mai am încă două lățimi. Pare bine? Pare bine așa să fim împărțit la 9? Nu. Nu împărțit la 2. Eu la ce problemă să fac împărțit la...
ani. Împărțit la 4, profe, că sunt 4 segmente. Dar nu împărțit la 4. Împărțit la 3. De ce ai încercat să împărți la 3, să vedem? Pentru că bucătelele acelea mici, segmentele mici. Câte sunt astea? Două, da? Două. Și păi nu cumva trebuia să le scădem din total 18? Trebuia scăzute din 18 astea două, ca să le facem egale. Da? Asta ar fi fost ideea. Deci din 18 scădem pe 2 și ele devin 16. Și acum 16, nu mai sunt capetele astea. 16 împărțim la câte? 1, 2, 3, 4. Da? 16. Deci din 18, așa trebuie să gândim. 18 minus 2. Deci, o altă problemă. Ok, bine. 5 plus 5, cât poate? 5 plus 5. Vreau să, să facem următoarea problemă pentru tine. Spui așa. Perimetrul unui trapez isoscel. Perimetrul unui trapez isoscel. Adică cu cele două laturi opuse, paralele, egale. Deci, nu. A, pardon, nu paralele. Cele două laturi opuse. Neparalele. Alea neparalele sunt egale, da? Așa. Deci perimetrul unui trapez este așa, 20 metri. Da, perimetrul unui trapez este 20 metri. Baza mare este cu 2 metri mai mare decât baza mică. Și cu un metru decât cea mică. Da. Și cu un metru mai mare decât bază, decât latura neparalelă, decât latura neparalelă. Cu latura, decât latura, că eu pe bază o compar. Baza mare cu latura neparalelă. Deci, trapezul ai spus bine că arată așa. În felul ăsta, da? Da. Trapezul isoscel am vorbit, da? Și baza mare, baza mare asta, e cu 2 metri mai mare decât baza mică. Da. Și tot baza mare e mai mare decât latura... nu. Latura neparalelă, să dau. Latura neparalelă e mai mare decât baza mică cu un metru. Deci latura asta neparalelă e mai mare cu un metru față de baza mică. Deci ce are? Are un metru în plus față de asta. Un metru. Iar baza mare față de baza mică are cât în plus? Are 2 metri. Să se afle dimensiunile trapezului. Ștefania, hai să vedem așa noi la problemă. Ce? Cum gândim? Facem 18 minus 2 și ne dă 16. 18 minus 2 egal cu 16. Și după facem 16 împărțit la 4. Așa, 16 împărțit la 4. Egal cu 4. Da, 4 metri. Asta 4 metri ce reprezintă? Lungime. Nu? Nu, lățimea. Lățimea, da? Lățimea. Că lungimea este cu cât în plus? Cu un metru. Da. Deci, și acum? Lățimea. Lățimea acum e egal cu 4 metri, da? Iar lungimea va fi egal cu cât? Păi facem 16 plus 4. 16 plus 4, de ce ajunge la 16? Facem 16 plus 2. De ce ajung pe 2 la 16? La tot perimetru, la tot perimetru ajung plus 2. De ce plus 2? Pentru că sunt cu 2... Păi cine e cu 2 mai mult față? Eu zic că...
la cine trebuie să aduni? Deci la lățime știu tot. Aia fac că asta este din 4, nu? Da. Că noi am scos după ăștia 2 metri și le-am făcut pe toate egale, am împărțit la 4 și am dat 4 metri. Și acum lungimea cât este? Lățimea știu că este 4. Da. Cele două lățimi, 4 și 4, se înțelege. Și lungimea cât va fi acum? 4 plus 1, sigur că da. Așa. Deci 4 plus 1 e egal cu 5. Da. Deci lungimea este egal cu 5 metri. Hai să vedem dacă verifică problema. Deci, perimetru înseamnă câte... Perimetru este egal cu câte lungimi. Câte lungimi are el în dreptunghi? 2. Deci vine 2 ori... 2 ori cât? 2 ori 4. Păi, lungimi, am zis mai întâi. 2 ori 4, dacă le iei pe ăsta, e bine și așa. 2 ori 4 plus 2 ori cât? 2 ori cât? Deci asta e 4. Asta e 4. Mi-am zis, de 2 ori 4. Și asta e 5 și asta e 5. A, 2 ori 5. Plus 2 ori 5. Ia să vedem dacă îmi dă exact. 2 ori 4. 20. 2 ori 4? A, 2 ori 4. 8. 8. Plus 2 ori 5? 10. Și cât îmi dă? Egal cu? 18 metri. Am făcut proba. Am făcut proba să vedem dacă lucrurile au fost corect. Și este bine. Ia să văd, acum îți dau ție o problemă și tu lucrezi. Mie? Nu, Ștefania. Și cât Ștefania lucrează? Deci iubirea mea. Nu. Că eu am făcut-o. Mă, dar știu eu, mă, ce fac, mă. A, bine. Mă, nu fii șmecherul de pe lume. Poți la tablă pe mea? O să gândești. Nu scrii frumos. Eu m-ai întrecut pe mine. Fiatel, m-ai întrecut pe mine și eu scriu urât. Dar tu m-ai întrecut. Nu e adevărat. Ei, cum e adevărat? Acum am ajuns să mă simt bine când scrii tu și când scriu eu. Deci eu știu bine că scriu. Acum să dau problema lui Ștefania. Ștefania, perimetrul unui dreptunghi, perimetrul unui dreptunghi, știi bine, nu? Dreptunghi arată așa cum îl vezi. Perimetrul este 19, perimetrul egal cu 19 metri. 19 metri. Lungimea este lățimea plus 2 metri. Deci lungimea este lățimea plus 2 metri, adică mai mult cu 2 metri. Adică aici câți îi pune la fiecare lungime? Câți pui acum? 2 metri. 2 metri. Să se afle dimensiunile dreptunghiului. Da? Să se afle dimensiunile dreptunghiului. Adică întrebarea este lungimea egal cu cât și lățimea egal cu cât. Cât este lungimea, cât este lățimea, da? Nu mai las probleme eronate lui Ștefan. Cum zice eronate? Nu văd. E gata problema la tine? Da, acum fac pe al lui Ștefan. Lăsa pe Ștefi să lucreze și pe tine te vreau la tablă, la problema ta. Nu te mint. Te și invit, mă. Da, măcar o să când mai stați să-i fac cu lui Ștefi. Tablă și să discutăm noi aici la problema ta. O să pe Ștefi să gândească și ea la problemă. Da.
gata cu problema ta. Deci 20 de metri sunt în total. Da, pot să fac? Da. Vă simțiți bine acum? Sigur. Adică mă simt bine că încep să scrii tu, da? Da. Bine, bă. Deci, ce este aceea? Sunt cele două lungimi. Adică baza mare și baza mică? Nu, lungimile astea. Astea două care sunt egale, da? Da. Deci, ai notat cu L ăsta și cu L ăsta, da? Da. Bine. Și apoi este... Am notat cu... mare, adică baza mare... Mai întâi fac așa, segmentele tale. Eu, uite, o să notez așa. Trebuie să scriu eu, nu te super că... Da, da? Deci, spunem, în, așa se notează cu B mare și B mic. Deci baza mare și baza mică, da, fiindcă avem scris de așa B, există un moment de confuzie, da? Fie B, C? Și B, M. Da? B, M, baza mare și baza... mică, da? B, aici e B, B, M, B, M. Nu, trebuie să scrieți cu M mare și aici B, M, cu M. Asta e, zice, B mare, B, baza mare și baza mică, da? Cu M mică. Bun. Ok, și spune că lungimea este cu... un centimetru mai mare decât baza mică. Deci... Da, erau un metru, pardon. Un metru, da? Da. Deci un metru. Punem un metru acolo plus. La fel pune și la celălalt un metru. Bun. Așa... Și mai spune că baza mare este cu 2 metri mai mare decât baza mică. Așa. Și ai lăsat-o pe baza mică, cea mai mică, unitate da. De măsură, da? Da. Și acum? În total sunt... Da, 20 de metri. Da, 20 metri. Da. 20 de metri. Și un metru cu un metru fac 2 metri, cu 2 metri fac 4 metri. Deci 20 metri minus 4, nu mai scriu că spune. Egal cu 16 metri. Astea sunt... Minus, da? 4. Așa. Astea sunt... Cum se... Le-am egalat. Aici. Cele 4 segmente egale. Da. Da. Și acum facem 16 metri. Dar fii atent. Eu am zis că baza mare față de baza mică, da? Da. Și lungimea față de baza mică. Da, așa am dat problema. Și apoi 16 metri împărțit la 4 segmente, ca să aflăm un segment. Și vine 4 metri. Baza mică, da? Baza mică. Da. Ok. Apoi spune că baza mare se poate duce 2 metri mai mare decât baza mică. Deci facem 4 metri plus 2 metri face 6 metri baza mare. Baza mare. Așa. Și spune că laturile sunt cu un centimetru mai mari decât cu un metru, pardon, mai mari decât baza mică și baza mică înseamnă 4 centimetri. Deci facem 4 metri plus un centimetru, un metru și de 5 metri. Tot metru se pune și aici, da? Așa. Egal cu 5 metri. Și cu asta ai aflat dimensiunile. Este o latură. Deci asta este de 5 metri. Cealaltă, baza mare, ai spus că este de 6 metri. Baza mică e de 4 metri. Și tot de 5 metri. Pare face proba, da. 5 metri cu 5 metri fac 10 metri, 10 metri cu 6 metri, 16 metri cu 4 metri, 20 metri. Deci 20 metri, este corectă proba. Mi-a făcut plăcere. Bine. Mi-a făcut o plăcere, da? Plăcerea a fost asta să vedem
dimensiunile acestea, să vedem. Ia să vedem o altă problemă. Eu mă culc la ora... Tu adormi la ora... Da, spuneți că o fac mirat. Deci, adormi la ora 22 și 13 minute și 14 secunde. Da? Și te trezești la ora 5. Da. Ora 5. 3 ora 5 și 3 minute și 2 secunde. 2 secunde. Da, 2 secunde. Okay, să se afle cât ai dormit. M-am trezit la ora 5, 3 minute și 2 secunde. Hai să vedem, Ștefania, cum am gândit până acum. Deci noi avem un dreptunghi, da? Deci se dă un dreptunghi. Așa, cu dimensiunile, nu știm dimensiunile. Nu? Dreptunghi are 4 laturi, 2 lungimi și 2 lățimi. 2 de el mic și 2 de el mare. Dacă le desenăm și le punem una sub alta, apară cele două lungimi, nu? Și lățimile sunt un pic mai mici, da? Cele două lățimi. Și cât am spus că au în plus, cât au în plus lungimile față de lățimile? 2 metri. 2 metri. 2 metri aici, 2 metri aici. Și să, și în total, cele patru segmente, adică la, de două ori latura mare și două ori latura mică, egal cu 19 metri. Metri. Profut, am dormit cam puțin. Ai dormit cam puțin, a? Am dormit 6 ore, 49 minute și 48 secunde. 6 ore, 49 minute și... 49 minute și 48 secunde. Poți să fac la tablă? Îi lăsăm pe cei care urmăresc. Deci... Să fac la tablă. Lichi? Da. Face la tablă. Lichi a dormit... 6 ore. 6 ore. Da. 49 minute. Și 49 minute. Și 48 secunde. Și 48 secunde. Da. Nu? Nu? Da. Să mai dau alte probleme. Da, stați puțin, mă duc la bani. Cum facem? Cum ai încercat aici problema? Am făcut 19 minus 4. Foarte bine făcut. Foarte bine. Îți exact 2 metri odată și 2 metri ca să le egalezi, nu? Da. Și deci, 15. Deci 19 minus 4 egal cu 15. Acum sunt egale astea toate, da? Am făcut 15 împărțit la 4. Foarte bine. 15 împărțit la 4. Că sunt 4 segmente egale. Și mi-a dat 21. Ia să vedem. 4 în 1 nu se poate. 4 în 15 merge de 2 ori. Eu cred că merge chiar de 3 ori. Da, 3, de 3 ori. Știi de ce? Că cel mai aproape e. Da. Că 4 merge, e drept de 2 ori. Dar 2 ori 4 fac 8 și rămâne restul 7. 7 e mai mare decât 4. Noi nu vrem să facem împărțiri în care să apară restul mai mare decât împărțitorul. Deci de aceea, la împărțirea asta spune că merge de 3 ori. Și zicem, 3 ori 4. 3 ori 4, 12. Așa. 3. 4 în 3 merge de 0. Nu merge. Hai să rămâne rest. Că nu mai am. Păi da, așa mi-a dat și mie. Deci restul este 3. Nu se face împărțirea exact. Cât ar fi trebuit să fie aici? 16. Se parte exact la 4. Dar, din păcate, problema n-am dat-o cu... Ca să ajung după ce scad pe 4. Dacă am fi dat 20, că stăm pe 4,
rămânea 16, 16 se împărțea la 4 și problema mergea frumos. Dar am dat-o cu 19. Este un moment greu. Atunci ce să facem? Că nu se face... Când te să fac, de exemplu, 3 plus 1. Dar de ce minus 1? Să vedem. Faptul că nu se împarte, avem noi șmecherie. Era în metri dată problema, nu? Da. Deci 19 metri, am spus. 19 metri. Ce să facem dacă nu se împarte? Să ne ducem la un submultiplu. Da. În loc de 19 metri, să zicem cât? 190. Decimetri. Metri. 190 decimetri. Deci, nu lucrăm cu metri. Lucrăm cu submultiplul său, primul submultiplu. Deci spunem, perimetru este egal cu 190 decimetri, da? Decimetri. Și atunci, nu 2 metri, ci cât să spunem aici? Ca să fie tot? 20. 20 decimetri, decimetri. Totul este în decimetri. Și acum, cum procedăm? 190 minus 40. Corect. Foarte bine. Deci 190 minus 40 îți scădem pe cei doi, da? Egal cu? Și ne dă 150. 150 decimetri. Că avem aceeași unitate. Deci, de da, măsură. Și acum facem 150 împărțit la 150 împărțit la 4. Și zicem 4 în 15. 4 în 15 merge de 3 ori. 3 ori 4, 12. Nimic, nimic. Da, ba da. 2 din 5. 2 din 5, 3. Și îl coborăm pe 0. 4 în 30 merge de 52. Da. 4 în 30 de 5 ori. 5, 5 ori. Punem 5. 5 ori 4, 20. Dar ce rest a ieșit aici? 10. 10, care e mai mare decât împărțitorul. Deci merge de mai multe ori. Da, de 6 ori. De 6 ori, da? 6 ori 4, 24. Da. Și cât rămâne restul acum? 4 din 10, 6. Tot mai mare. Nu. 7 ori. De 7 ori, da? De 7 ori. Și vine 7 ori 4, 28. Vezi, căutăm pe cel mai apropiat. Da. Și face 2. Restul 2. Și nu am ce coboră. Dacă aș mai avut un 0, făceam 20. Dar nu mai am un 0. Mai coborăm cu... Mai coborăm cu o unitate, nu? O altă submultiplu. Da, acum îți dau imediat. Uite, îți dau așa. De ce? Gigel. Pleacă de acasă la școală. Da? Nu se... Nu. Pleacă de acasă la școală. Și merge o pătrime din distanță. Deci o pătrime din distanță. O pătrime din distanța pe care o are până la școală. După care din distanța pe care o are până la școală. După care împreună cu un se întâlnește cu un coleg, da? Și mai merge împreună cu el 3 pătrimi din distanța rămasă. Deci merge o pătrime, uh-huh, și rămâne o anumită distanță până la școală. Uh-huh. Mai merge 3 pătrimi din distanța asta cu colegul lui. Uh-huh. Da? Și întâlnesc un bătrân. Deci mai merge încă 3 pătrimi din distanța asta și când se ajungă la școală, încălesc un bătrân. Da?
se întorc înapoi 10 metri. Da? Se întorc înapoi 10 metri. Și constată că mai au până la școală, până la școală, 200 de metri. 200 de metri. Trebuie să aflu totalul. Trebuie să afli distanța întreagă. Se poate? Păi, afli. Nu știu. Să afli distanța întreagă, să se afle cât o mers el singur, să vezi cât o mers împreună cu prietenul său. Și cât... da, atât. Deci să afle distanța totală, cât o mers cu el singur... Aia e o pătrime, nu? Care? Aia acolo e o pătrime. 10, adică 200 de metri e o pătrime. Dar 200 de metri până aici? Uite. Da, de acolo până acolo e o pătrime. Da. Nu știu dacă e o pătrime. E așa poate. Păi, nu știu. Tu gândești. E cum ești capetă. Da, e problema frumoasă. Să vedem. Să ne întoarcem la tine. Deci... Am coborât cu... Încă o, la centimetri. Deci, și mi-a dat 900. De centimetri. De centimetri. Da. Minus 400. Așa. 1900 minus 400. Și profusat. Egal cu 15. Gata, oprește. 1500. Dar era închisă. Cum? Cred că s-a închis acum. Ce-a făcut? Cred că s-a închis la 56. Nu, nu, că este... Acum urmă merge. Dar cum merge? E roșu acolo. Ah, da. Da? Deci da, când e roșu, și da, oprim acolo. Da, am crezut că e